Dragule, acceptă-L pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel care a fost mort, dar a treia zi a înviat. Iar după 40 de zile la cer s-a înălțat și șa de la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot, mișlocind pentru toți cei care merg cu căință și cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Imaginează-ți ce spun acum. Te duci înaintea lui Dumnezeu să-și ceri iertare pentru păcatul tău. Dumnezeu se uită la tine și zice: păcătosule, m-ai supărat mult, m-ai întristat mult, tu nu m-ai ascultat, ești vrednic să te pedepsesc. Și dintr-o dată, marele preot, marele Iisus, Fiul celui preanalt, mijlocește: Tată, Tată, pentru El pe crucea din dealul Golgota mi-au fost străpunse mâinile. Tată, am purtat cunună de spini, am fost bătut, am fost străpuns în coastă, am fost pălmuit. Tată, Tu știi cât de mult am suferit, pentru El mi-am dat viața, Tată. Te rog, mai iartă-L, uite se căiește, uite îi pare rău, uite zice că se pocăiește. Mai lasă-L și anul acesta, Tată, mai dă-i o șansă. Și pentru că Fiul mijlocește, Tatăl privește cu iubire către Fiul Său prea iubit. Căci așa a spus Dumnezeu: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și se uită cu iubire la Fiul Său care știe cât de mult a suferit. O, Fiul meu, din pricina suferințelor tale și din pricina prețului cel mare pe care ai plătit pentru El, iertate îi sunt păcatele. Tu înțelegi? Iisus a mijlocit de atâtea ori pentru tine și pentru mine la Tatăl. Pentru că de multe ori și tu și eu am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a cercetat, ne-a făcut conștienți de păcat și am început să regretăm, să ne pară rău, să ne pocăim și ne-am dus să ne cerem iertare. Și a intervenit Fiul lui Dumnezeu mijlocind: Tată, iartă-L! Tată, iartă-L! Nu-i ține în seamă păcatul, am plătit pentru El, a murit pe cruce în locul Lui. Tată, iartă-L! Din pricina păcatelor noastre, trebuia să fim pedepsiți așa cum erau pedepsiți evreii în trecut, după lege, pentru păcatele pe care le săvârșeau. Erau împroșcați cu priete, omorâți, spânzurați, pentru păcatele făcute cu voie. Dar acum Hristos mijlocește pentru cei care vin la Tatăl. De aceea, acceptă-L ca Domn și ca Mântuitor, până nu este prea târziu. Gândește-te la veșnicia fără de capăt. Adevărat, eu am lepădat biserica păgână, zice Iuliana. Dar să nu te lapezi de Hristos. Dar nu uita că trebuie să mergi într-o biserică, să ai parte cu Hristos împreună cu frații tăi. Biblia spune despre cei din prima biserică că se adunau în fiecare zi la templu. Erau nelipsiți de la templu, frângeau pâinea, se rugau, se bucurau în prezența lui Dumnezeu. Acolo, la casa lui Dumnezeu, unde este biserica lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu cu care vei moșteni împărăția cerurilor. Acolo, împreună cu ei, te întărește, bucuri, lauzi pe Domnul, Dumnezeu îți vorbește prin ei. Dacă stai acasă, ești o pradă ușoară pentru Satan. Pentru că Iisus, Domnul, este cu oile sale, la adunare. El e păstorul cel bun. El e cu turma. Dragule, fă tot ce poți și merge acolo unde se adună copiii lui Dumnezeu. Iată ce spune în Evrei, capitolul 10, cu versetul 26. Mă duc acum la Evrei, capitolul 10,
cu versetul 26, spune așa, hai să zic 20, cu versetul 25, să nu părăsiți adunarea noastră, cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ce obicei au unii oameni? Să părăsească adunarea. Zice, m-am săturat de ea de acolo, nu mai vreau să fiu cu ei. Păi omule, Biblia spune să nu părăsiți adunarea noastră sau a voastră cum a unui obicei. Și atunci aveau oamenii obiceiul ăsta. Nu-i mai convine de pastor, de prezbiter, de diacon, plec, să supără și pleacă. Hai să vă spun un exemplu. Undeva în România, nu vă mai zic și localitatea, undeva în România, era unul care s-a pocăit și el, dar din când în când mai călca pe roșu, adică mai păcătuia. Diaconul de acolo, care acum este păstorul bisericii, îi mai zicea, măi, pocăiește-te, mă, măi, întoarce-te la Dumnezeu, măi, nu mai fă păcate, mă. Și ăsta, în loc să se pocăiască, s-a supărat pe diaconul de vremea aceea, a care acum e păstor, și s-a despocăit. Adică diaconul îndemna să se pocăiască și el s-a despocăit. Adică s-a lăsat de credință, s-a lăsat de biserică și el, persoana care s-a despocăit, mi-a zis mie, păi mi-a zis mie să mă pocăiesc. De ce îmi spune mie să mă pocăiesc? Din pricina lui nu mai mă duc la adunare, în fine. Și n-a trecut multe zile. Și-a căzut, pe când era despocăit, s-a lovit la cap și a murit. Pe când era despocăit. Și-a murit ca un suflet păcătos, fără Hristos, și-a plecat în veșnicie, fără să mai fie cu Hristos. Dragilor, nu vă jucați de pocăința și să nu ne jucăm. Dacă cineva spune, mă, pocăiește-te, poate îl vede mai bine ca tine. Ia în serios și pocăiește-te, că doar nu zice ceva rău. Tu nu-i spune, ce mă să mă pocăiesc, dar ce tu ești mai bun ca mine? Ia pocăiește-te tu, ia pocăiește-te tu și casa ta, pe ai tăi nu-i vezi, familia ta nu-i vezi? Sunt unii care se supără. Pocăiește-te, tu spune, Doamne ajută-mă să mă pocăiesc. Că doar prin pocăință vei intra în cer, dragul meu. Fără pocăință nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni care au început pe calea credinței și după anumit timp s-au lăsat și au murit, loviți de mânia lui Dumnezeu și s-au dus în iad. Domnul spune, ar fi fost mai bine pentru ei să nu mă fi cunoscut. Nu după ce m-a cunoscut, s-a întors înapoi ca scroafa în noroi și ca câinele la ce a vărsat. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Adică te întorci la Hristos, îți iartă toate păcatele, te binecuvintează, îți dă pace, îți dă bucurie, te face să simți prezența Lui, îți pregătește un loc în cer, trimite îngerii să te păzească, te protejează, pune sângele Său peste tine și un timp de neveghere, cedezi și zici, m-am săturat de pocăiți, m-am săturat de atâtea predici, m-am săturat, vreau în lume, vreau țigări, vreau alcool, vreau droguri, vreau femei, vreau distracții. Și întors spatele lui Hristos care ți-a iertat toate păcatele, care ți-a făcut doar bine și nu rău, îi întors spatele și locului pe care ți l-a pregătit, îi întors spatele lui Dumnezeu și zici, vreau lume. Tu știi că îl faci gelos pe Dumnezeu? Știi că îl faci gelos pe Dumnezeu? Că Biblia spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc în ea. Pentru că tu mai trăiești și eu mai trăiesc, este doar harul lui Dumnezeu. Te ține Dumnezeu pe pământul lui, că al Domnului e pământul cu tot ce este pe el. Am ajuns la vârsta pe care o am de 52 de ani, prin harul lui Dumnezeu. Puteam să mor la 30, la 40, 45, 50. Și dacă ar fi să mor acum la 52, slavă lui Dumnezeu, am trăit un număr de ani frumoși.
alții au murit la 15, la 16, la 20. Dar, dragilor, Domnul Iisus a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, nu va muri niciodată. Și chiar dacă va muri, el va trăi. Crezi lucrul acesta, îi spunea lui Marta, cred, Doamne. Deci cine crede în Hristos are viața veșnică. El doar trece de aici, în lumea de dincolo cu Hristos. E ca și cum am plecat-o din România și sunt acum în Germania. Dar eu nu mai trăiesc în România. M-am mutat din România cu trupul și am venit în Germania. Altul în Spania, altul în Italia, altul America, Canada, Israel. La fel când vom pleca din această lume, lăsăm trupul ăsta jos, e luat îngropat, băgat în mormânt, astupat, iar sufletul care e omul dinăuntru, se duce la Dumnezeu dacă îi aparține lui Dumnezeu, dacă i-am fost credincioși. Și acolo vom fi la fel de conștienți cum suntem acum. Noi am primit un trup să putem trăi pe pământ. Dacă mergem în rai, vom primi un trup pentru rai. Dacă mergem în iad, vom primi un trup pentru iad. Dar acum am primit un trup pentru pământ și Hristos, când a venit, a luat trup de om. Deși era Dumnezeu, El este Duh. El a zis, poate un om, poate cineva să stea într-un loc ascuns fără ca eu să-l văd, zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul. Ce înseamnă asta că umplu cerul și pământul? Adică eu sunt peste tot în cer și peste tot pe pământ. Poate cineva să stea undeva fără ca eu să-l văd și cel care umple cerurile și pământul este peste tot în cer și pământ, a luat un trup de om cum eu, ca mine și ca tine, ca să vină să moară pentru noi. Dragule, înțelegi mesajul meu? Înțelegi? Mă rog acasă. Roagă-te acasă, să spun. Dacă așa crezi tu că e bine pentru tine, roagă-te acasă. Dacă nu vrei să ai părtășie cu ceilalți credincioși, dacă nu vrei să mergi la închinare cu frații tăi, dacă acum ți-e greu să te duci să te întâlnești cu ei, oare cum vei sta lângă ei în împărăția cerurilor? Nu? Oare cum? Probabil că te crezi mai bun decât ei. Știi de ce? Știi de ce, dragii mei, unii aleg asta? Pentru că sunt aici pe live-uri, pe Facebook. Unii care vorbesc Biserica lui Hristos de rău. Cei care vorbesc de rău Biserica lui Hristos sau bisericile creștine, ei cred sunt inspirați de Dumnezeu. Așa cum a spus Domnul Iisus că va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Vă dați seama, omor și eu pentru că te omor, cred că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Și Iisus spune greșit. Și sunt unii oameni care cred că dacă vorbesc de rău bisericile, ei cred că vorbesc din partea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu și ei cred că fac o slujbă bună, dar nu-și dă seama că ei distrug prin asta. Și mai ales pe cei care sunt slabi în credință. Și pune pe oameni la îndoială și nu mai știe ce să creadă. Sunt unii care ponegresc anumite biserici. Și sunt unii care vorbesc foarte mult în biserici, împotriva bisericilor penticostale. Bajocoresc darurile spirituale. Cine bajocoresc darurile spirituale? Oamenii fără daruri și oamenii necredincioși. Exact cum spune în Cartea Corinteni. Dacă ar intra, când vorbiți în alte limbi, dacă ar intra cineva fără daruri sau necredincioși și v-ar auzi că voi vorbiți în alte limbi, n-ar spune ei că sunteți nebuni? Ba da, pentru că ei sunt necredincioși și n-au nici daruri spirituale, pentru că nu cred în ele. Și cei care n-au daruri spirituale, daruri duhovnicești de la Dumnezeu, îi desconsideră pe cei care au. Și ponegresc și face pe oameni să nu mai dorească daruri spirituale. Măi, când cineva vorbește de rău pe cineva, te face să-i dai crezare și să zici, ba, așa e, bă, păi am crezut că e altfel, am crezut că biserica e altfel. Și oamenii se depărtează de biserica lui Dumnezeu pentru că alții le bagă neghină în cap. Prostii, fugiți-vă de cei care
blamează bisericile lui Hristos. Ăia nu sunt puși de Dumnezeu acolo. Zice cineva, Eugen, Satana n-are puterea asupra noastră, doar în mintea noastră. Deci, atâta vreme cât nu-i dăm voie să aibă, nu păcătuim, n-are puterea asupra noastră. Dar dacă păcătuim cu voie, dacă suntem conștienți că am minție păcat și noi mințim, dacă suntem conștienți că a fura este păcat și noi furăm, dacă suntem conștienți că a vorbi de rău o persoană și o vorbim și spunem numele Gheorghe Costică Ion, bârfim și clevetim, dacă suntem conștienți de anumite păcate și noi le facem, pur și simplu deschidem inima pentru necuratul, că Satan e în spatele păcatului. Dragul meu, orice păcat care te stăpânește are un demon în spatele lui. Chiar cum spune în cartea Vechiului Testament că un duc de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Ce este în inima lor? Un duc de curvie. De aceea curvesc unii oameni. De aceea băieții își fac prietene și fetele își fac prieteni să sărută cu ei, să sărută cu ele, ajung în pat și întrețin relații sexuale pentru că un duc de curvie este în inima lor și ei nu cunosc pe Domnul. De aceea bărbați căsătoriți și femei măritate care au partener își înșală partenerul cu alți bărbați sau cu alte femei. Pentru că în inima lor este un duc de curvie sau prea curvie. Nu sunt credincioși partenerului lor și nici lui Dumnezeu. Dragule, așa intră necurat în oameni. Și oamenii aceia sunt posedați. Curvarii, Biblia spune în Cartea Evrei, capitolul 13, la versetul 4, Biblia spune, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Oricine își permite relație sexuală în afara căsătoriei, săvârșește păcat de curvie și prea curvie. Orice bărbat care trăiește cu o femeie în concubinaj sau orice femeie care trăiește cu un bărbat în concubinaj, săvârșește păcat. Orice bărbat care se uită după o femeie cu poftă și o poftește în inima lui și își imaginează cum ar fi să cu ea, știți voi ce? Deja săvârșește păcat în inima lui. Hristos a spus, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, este mai bine pentru tine să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în focul veșnic. Și dacă mâna ta te face să te cazi în păcat când te uiți după o femeie, tânărule, tânără, bărbate, femeie, dacă te uiți la imagini murdare pe internet, la filme porno sau la live-uri cu femei dezbrăcate aproape, mai mult dezbrăcate, și îți folosești ochiul și poftești și mâna și te masturbezi, Hristos a spus, scoateți ochiul, taieți mâna, dacă te fac să păcătuiești, este spre folosul tău, a spus Hristos, să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat-o trupul în focul veșnic, în focul care nu se stinge. Dragul meu, vrei să fii aruncat în focul veșnic? 100% că nu. Taieți mâna, scoateți ochiul, taieți piciorul, zice Hristos. Nu! Atunci depărtează-te de tot ce te face să păcătuiești. Te face internetul să păcătuiești. Scoate-l din viața ta. Roagă-te pentru eliberare. Mai bine decât să scoți ochiul, scoateți internetul, scoateți telefonul, dacă ești tot timpul cu privirea unde femeile se dezbracă în live și bărbați și te uiți la pornografie.
Dacă vrei să rămâi cu ochii și să iei până la sfârșit și să nu mergi în ghenă, scoate-ți internetul. Sau evită paginile care te poate întina. Pentru că oamenii ajung posedați și prin masturbare și prin pornografie. În spatele pornografiei sunt demoni. Și toți actorii aceia care au făcut imaginile acelea murdare, bărbați și femei, au fost inspirați sau însuflați de demoni. Și atunci când te uiți la ei și găsești plăcerea în ceea ce fac ei, e ca și cum ești de acord cu ceea ce vezi și te satisfaci cu privirea și ajungi să te masturbezi cu mâna. Gândește-te, dragul meu, că în camera ta e Dumnezeu și îngerii Lui. Și în timp ce privești imagini murdare, Dumnezeu se uită la tine, dragul meu, așa cum te uiți tu la mine acum. Vede totul. Biblia spune, Doamne, Tu știi când stau jos și când mă scol. Știi când mă duc la culcare, Doamne. Știi când umblu și când stau. De departe îmi pătrunzi gândul. Dumnezeu știe totul. Și Dumnezeu te vede când îți pui mâna pe părțile genitale, uitându-te la pornografie și te masturbezi. Îți dai seama ce urâciune, ce porcărie, ce scârboșenie în fața lui Dumnezeu să faci astfel de nelegiuiri. Dacă ar fi mama ta cu tine în cameră sau tatăl tău, ai face ce faci când închizi ușa crezând că nu te vede nimeni? Ai face? Dacă ar fi cu tine mama ta, te-ai uita la murdării, te-ai masturba? Sau tatăl tău? Sau păstorul tău? Sau unul din biserica ta? Te-ai uita? 100% că nu. De ce? Din respect pentru ei. Și n-ai vrea să te faci de rușine înaintea lor? Dar de ce nu înțelegi că te vede Dumnezeu? De ce uneori noi oamenii ne temem mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Poate oamenii să ne dea mântuire și salvare? Nu! De ce ne temem de ei și știm să ne ferim de rău în prezența lor? De ce ne temem de Dumnezeu care ne vede și de care depinde mântuirea noastră? De ce spunem noi mereu, nu ne vede nimeni, putem să facem tot ce dorim? De ce uităm că Dumnezeu din cer ne privește? Iată ce zice Biblia în Cartea Proverbelor, la capitolul 15 cu versetul 3. Ia să mă duc în Cartea Proverbelor, capitolul 15 cu versetul 3. Biblia spune, ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Unde sunt ochii Domnului? În orice loc. Ce înseamnă în orice loc? Înseamnă în casa mea și în casa ta. În toate casele lângă mine și în toate casele de lângă tine. În Bulgaria, în Rusia, în China, în Japonia, America, România, în India, în Africa, în peste tot. Și sub pământ. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Și te vede și pe tine, da. Și mă vede și pe mine, da. De ce nu ne temem de El? De ce oare? De ce? Iată ce mai spune și în Psalmul 33. Ia să vedem dacă e acolo. Unde este? Psalmul 33. Proverbe, Psalmul 33. Așa, am găsit, cu versetul 13, zice așa, Domnul, adică Dumnezeu, privește din înălțimea cerurilor, adică se uită din înălțimea cerurilor și vede pe cine? Pe cine vede? Pe toți fiii oamenilor. Cum? Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Dar cum e posibil? Pe toți odată să-i vadă.
pentru că este Dumnezeu. Și atenție, din locașul locuinței lui, adică din cer, el privește pe toți locuitorii pământului. Niciunul nu scapă de privirea Domnului. Niciunul măcar. El privește pe toți locuitorii pământului. El le întomnește inima la toți, adică să uită la inima la toți oamenii și aminte la toate faptele lor. Auziți, dragilor? Nu, ascunde-te de Dumnezeu dacă poți. Ascunde-te de Dumnezeu dacă poți. Că El îi privește pe toți locuitorii pământului. Le întomnește inima la toți, adică să uită în inima la toți oamenii și aminte la toate faptele lor. Dragule, înțelegi că nici eu și nici tu nu ne putem ascunde de Dumnezeu? 24 din 24 ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați spre noi. În fiecare secundă, în fiecare minut, și când mergi la toaletă, și când te întorci de acolo, și când mergi la baie, și când te întorci de acolo, și când te pui în pas să te sculci, și când te scoli, și când te împreun cu nevasta, și când te oprești, și când te culci cu prietenul, și când te oprești, și când te duci cu amanta și te oprești, și când te duci la cârciumă, Dumnezeu știe, și când fumezi, și când te droghezi, și când te închinui satana, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, și când te uiți la pornografie și în reviste murdare, Dumnezeu știe, Dumnezeu e acolo. Înțelegi? Auziți? Ce spune în cartea Eclesiastul, capitolul 12? Spune așa, ultimul verset. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ce va aduce Dumnezeu la judecată? Orice fapt. Fie bună, fie rea. Cum sunt faptele tale? Cum sunt faptele mele? Că într-o zi că vrei sau că nu vrei, că îți place sau că nu-ți place, că crezi sau că nu crezi, va trebui să stai înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și să dai socoteală de fiecare faptă pe care ai săvârșit-o în trupul de carne. Hristos a mai spus în Matei, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit cu gura lor. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără de vină și tot din cuvintele tale vei fi osândit. Asta înseamnă totul se notează. Totul se registrează. Nu scapă nimic, dar nici măcar o secundă. De aceea, te îndemn, te sfătuiesc, teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Înțelegi, dragul meu, telefonul ăsta mai am 18, s-ar putea să mă lase, deși am băgat încărcătorul. Mă uit repede peste mesaje la TikTok. Nu am fost la început despre ce e vorba. Am vorbit despre vrăjitorie, despre satanism, un pic, magia albă, magia neagră. Toate acestea sunt de la cel rău. Păziți-vă de așa ceva. Nu intrați în contact cu oamenii aceștia, pentru că oamenii aceștia sunt demonici. Sunt plini de draci, vrăjitorii, vrăjitoarele, ghicitorii, cei care ghicesc în cafele și majoritatea dintre vrăjitoare sunt țigănci.
ele se ocupă cu așa ceva. Când cineva zice, hei, tânărule, bărbatule, hai să-ți ghicesc în palmă, în cărți, în cafele, nu accepta. Spune, n-am nevoie, nu accept. Domnul să te mustre, satanul, pleacă de acolo. Nu accepta așa ceva. Ai înțeles, dragul meu? Teme-te de Dumnezeu, căci El te iubește și îți vrea binele, omule. Lui Dumnezeu îi pasă de tine și de mine. L-a dat pe unicul său fiu pentru noi. Înțelegi tu oare astăzi? La noi, la ortodoxi, nu se dă voie. Nu știu la ce te referi, Marta, sau care ești, că nu se dă voie la voi, la ortodoxi. Hai, pentru că sunt aici în live, că nu știu când mai intru, poate numai sâmbăta viitoare, dacă Domnul va vrea. Am văzut acum, dragilor, la cineva care a fost acolo la Ierusalim, pe când se zicea că să vine din cer de la Dumnezeu lumina sfântă. Și oamenii iau lumina și o duc în alte țări de Paște și îi spun că e lumina sfântă de la Hristos. Dragilor, vreau să vă spun că acestea sunt doar niște învățături mincinoase, învățături păgâne și tradiții care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Unde ai găsit tu scris în Biblie că Hristos a spus să sărbătoriți Paștele în amintirea mea? Unde scrie, dragul meu? Unde scrie în Biblie că Hristos a spus de Paște să mergeți la Ierusalim, că eu am să las lumină sfântă și voi să luați lumina să o împrășteați în toată lumea? Unde scrie, dragilor? Unde scrie în Biblie că trebuie să aprinzi lumânările în zilele de Paște? Unde scrie? Nu scrie. Păi dacă nu scrie în Biblie, de unde au învățat oamenii să facă ceea ce fac? Din tradiții, din obiceiuri strămoșești și nu după cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, vreau să vă spun că învățătura aceasta cu lumina sfântă de la Ierusalim este o minciună și din păcate oamenii îi dau crezare zicând că e lumina lui Dumnezeu din cer. Eu chiar am auzit un preot în altă mărturisire care spunea că lumina aceea este pusă, aprinsă de un preot de acolo. Cum să vină lumină din cer dacă Dumnezeu nu cere așa ceva? Vreau să vă spun că singura pe care Domnul a poruncit-o în amintirea lui a fost părtășania cu trupul și sângele lui. Atât. Vedeți, oamenii sărbătoresc Crăciunul și îl sărbătoresc pe Moș Nicolae, ei zice că îl sărbătoresc pe Hristos. Dar în zilele acestea de așa zisă sărbătoarea Crăciunului, oamenii nici nu pomenesc de Hristos. Pomenesc numai de Moșul, ce ți-a adus Moșul, ce-ți dă Moșul, a venit Moșul la tine. De Hristos nici nu mai pomenește nimeni. Și unde scrie în Biblie că Hristos s-a născut în decembrie, în data de 25, și că a zis că trebuie să sărbătorim ziua lui de naștere? Scrie undeva în Biblie? 100% că nu scrie. Eu citesc Biblia de la 18 ani și am 52. Am zis că merg spre 53. Și așa ceva în Biblie n-am găsit. Dragilor, toate acestea sunt învățături păgâne, minciuni. Singura sărbătoare poruncită de Hristos este împărtășirea cu trupul și sângele lui. Toate celelalte sărbători sunt false, invenții omenești. Dar voi știți că și preoții cred că ceea ce fac e bine. Ați văzut oamenii acum de Paște să salută? Hristos a înviat! Oamenii răspund, adevărat,
a înviat. Și dacă te duci să le spui despre Iisus, te înjură, te blesteamă. Auzi cum înjură și înjură cu mama și înjură cu tata și înjură cu Dumnezeu și înjură cu altarul. Mă, ai fost la Paște, Hristos a înviat. Lasă, băi, o sărbătoare și gata, s-a terminat. Băi, oameni buni, mă, luați pocăința în serios. Învățați din Scriptură, nu învățați de la oameni că vă rătăciți. Înțelegeți? Oamenii ăștia care spun Hristos a înviat, adevărat a înviat, mâine-i vezi cu sticluța în gură, cu ber, cu țuică, cu pălincă, cu coniac, cu lichior, cu droguri, cu fumatul, cu înjurături și blesteme, cu certuri între vecini. Pă așa, măi, oameni buni, să sărbătorește Hristos? Băi, oameni buni, băi, nu mai știm să deosebim ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Zice cineva, Biblia este falsă, zice Becali, așa se numește el, Becali, probabil poartă numele lui Becali. Dragă Becali, în mintea ta, sigur, Biblia este falsă, dar în mintea mea și în mintea milioanelor care sunt ca mine, Biblia este adevărată. Biblia este cartea lui Dumnezeu care a putut să schimbe milioane și miliarde de vieți de oameni în scurgerea vremii de 2000 și ceva de ani. Și au fost oameni care n-au putut să fie schimbați de oameni răi, răutăcioși, criminali, curvari, oameni periculoși. Oamenii n-au putut să schimbe, i-a băgat la închisoare, au ieșit afară, iar au continuat să facă aceleași prostii, nebunii. Dar Biblia, cartea lui Dumnezeu, împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, le-a schimbat viața. Și acum din criminali au ajuns oamenii lui Dumnezeu, din oameni plini de răutate, de duritate, din oameni drogați, alcoolici, bețivani, oameni care băteau răutăcios cu pumnul în masă, își băteau nevasta, copii, aruncau prin casă, au ajuns oameni buni, frică de Dumnezeu, temători și aduc bani acasă. Îl iubesc pe Dumnezeu, trăiesc o viață frumoasă. Tu spui Becalii că Biblia este falsă. Pentru că așa ai învățat tu și așa crezi tu, ca și musulmanul, că Iisus e un profet. Ca și evreu, că Iisus n-a existat. Dar Iisus este real. Vorbesc despre, l-am văzut pe Iisus, știu că nu mă crezi. Știu că zici că sunt bolnav mental sau erezii sau sunt bolnav psihic. Că așa zic oamenii. Pentru că ei n-au avut astfel de experiențe, te cred nebun. Biblia este cartea lui Dumnezeu. Biblia este cartea prin care ne vorbește Dumnezeu. Biblia ne arată cum trebuie să trăim ca să fim pe placul lui Dumnezeu. Biblia este navigațiunul lui Dumnezeu pentru noi către cerul lui Dumnezeu. Dacă ne lăsăm călăuziți de Biblie, vom ajunge în raiul lui Dumnezeu. Biblia ne spune ce trebuie să facem să-i placem lui Dumnezeu. Biblia ne spune ce interzice Dumnezeu și ce nu trebuie să facem ca să nu-L mâniem pe Dumnezeu. Biblia este cartea lui Dumnezeu și se mai numește Cuvântul lui Dumnezeu. De ce se numește Biblia Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că în Biblie sunt scrise cuvintele lui Dumnezeu. Înțelegi, dragul meu, cei care neglijează Biblia se pierd. Ei n-au cum să cunoască multe despre Dumnezeu, pentru că nu citesc Biblia. Nici eu, înainte să mă pocăiesc, nu știam mai nimic de Dumnezeu. Nu știam cine-i Dumnezeu, cine-i Iisus Hristos, ce-o fi rai, ce-o fi iad. Nu știam. Dar când citești Biblia, ți se deschid ochii și se deschide mintea, ți se deschide inima și știi cine-i Dumnezeu, că Biblia ți-l descrie. Înțelegi? Zice, și tu la fel. Că și eu sunt un fals. Mulțumesc, Becali, mulțumesc de complimente.
să dea bunul Dumnezeu, să dea Dumnezeu becalii să fii și tu la fel ca mine. Așa să fii ca și mine. Un fals, cum zici tu că sunt eu. Da, pentru Satana sunt un fals, dar pentru Dumnezeu sunt copilul lui Dumnezeu. Dragilor, telefonul ăsta mă lasă, din păcate, nu m-am încărcător, se bag, am la altul telefon. Domnul să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați aici pe Bigog. Nu uitați mesajul din această seară, care a fost mai mult îndreptat spre vrăjitori și vrăjitoare și spre sataniști. Depărtați-vă de ei, sunt fiii celui rău. Vedeți? Ce să vă zic? Dacă Biblia ar fi falsă, atunci tot creștinismul este fals. Pentru că creștinismul crede Biblia. Și dacă Biblia este falsă, tot ce se spune despre Iisus e fals. Și tot ce spunea despre Apocalipsa, despre sfârșitul lumii, despre învierea morților, despre judecata de apoi, atunci totul este fals, nu există nimic. Nu va fi un sfârșit al lumii, nu va fi învierea morților, nu va fi o judecată de apoi, nu este rai, nu este ea, totul aici. Dacă Biblia e falsă, atunci noi pocăiții am crezut o minciună. Și am fi cei mai nenorociți oameni. De ce? Pentru că noi nu ne-am distrat cum se distrează lumea. Păi cum se distrează lumea? Lumea bea alcool, țuică, bere, vin, lichior, coniac, șampanie. Unii beau și spirit. Beau până cad prin șanțuri, cad pe drumul. Și asta tânjești tu, asta e viață? Nu! Păi vrei și tu așa? Da! Cum vrei, mă, să fii un bețivan? Mă, dar râde oamenii de tine, mă. A, nu pasă, eu să beau mult. Și ce mai face lumea? Fumează. Bagă nicotină, tutun în corp, strică plămânii, strică creierii, bagă fum, tot timpul degetele afumate, gura miroasă fum, și asta-i viață, da, zic unii, mă, asta-i moarte, nu contează. Și ce mai face lumea? Se droghează, intră în extaz, dă-i cu droguri până nu mai știu de ei, stau acolo în pat, inconștienți. Și asta-i viață? Da! Bă, asta nu-i viață, mă! Toate acestea sunt lucruri care distrug oamenii. Voi știți câți oameni mor din pricina fumatului? Se spune că la 2 secunde, 1-2, moare un om. Din toată lumea, la 2 secunde moare un om. Uite, acum vorbesc. 1-2, a murit unul. 1-2, a murit încă unul. Din pricina fumatului, pe tot pământul, la 2 secunde moare un om. Pentru că fumatul, fumul a distruge, măi, aduce cancer, măi. Și din pricina alcoolului, unii oameni nu mai mănâncă. Și sunt așa de alcoolici, bețivani, că dă-i cu sticla, dă-i cu coniac, dă-i cu țuică, dă-i cu pălincă, dă-i cu șampanie, dă-i cu vin. Și stomacul lor și totul e stricat acolo. Nu mai beau apă. Am avut unchiul meu, nu-i zic numele, fratele tatălui meu, când se făcea vinul la ei acolo în Oltenia, el nu mai bea apă deloc. El bea tot timpul vin. Pentru el apa nu exista. Când era sete, mergea la butoi, scotea cana de vin și dă-i! Și el tot timpul era beat. Și asta numești tu viață? Da, mă, dar de oameni de tine, nu-mi pasă. Măi, oameni buni, mă, salutări vouă celor de pe Big Gog, telefonul mă lasă, s-a întunecat, o să se oprească automat, nu mai am încă un încărcător să-i bag și se oprește, din păcate. Am încărcătorul băgat la alt telefon și nu mai am. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi aici, ne fac cu mâna și să fie cu voi. Vă doresc noapte bună vouă celor de pe Big Gog. Domnul să vă binecuvinteze. Și ce mai fac oamenii? Se destrăbălează, curvesc. Băieți cu fete, aventuri,
Și asta numești tu viață? Da, mă, bă, dar distruge multe familii, mă. Rămân mulți copii pe orfan, mă, fără tată sau fără mamă. Că partenerii înșelați renunță la cel care i-a înșelat. Și lumea, băi, oameni buni, dacă Hristos nu există, Biblia este falsă, măcar am trăit frumos. Măcar am avut un vocabular frumos. Am vorbit frumos, m-am comportat frumos cu oamenii, nu m-am îmbătat, nu am fumat, nu m-am drogat, am fost tot mereu treaz, cu mintea treaz, am adus banii în casă, n-am făcut rău la nimeni, dacă Hristos nu există. Dar eu știu că există, dar îl pun dacă pentru ăștia care zice că e fals. Înțelegi? N-am pierdut nimic. Dar tu, ce ai pierdut? Cariera, familia, tot. Pentru alcool, aventuri, țigări și lista continuă. Mai departe, mă lasă telefoanele câte unul. Zice că sunt mason. Ăsta vede pe bluza mea că sunt mason. Nu știu ce e aici pe bluza mea. Ia să văd ce e. Sincer, nici nu văd ce e aici. E numărul 19, numărul 52. Nu sunt mason, sincer, e bluză. Nici nu m-am gândit la așa ceva și nici nu-mi doresc așa ceva să fiu mason. Masonii au altă învățătură. Pocăit creștin. Sau creștin pocăit sunt. De ce credință ești? Credința mea este în Dumnezeu, dar fac parte din Biserica Pentecostală. Biserica bajocorită de cei lipsiți de daruri și necredincioși. Cei lipsiți de daruri bajocoresc Biserica Pentecostală. Uitați-vă voi în Biblie și vedeți cum a lucrat Dumnezeu cu prima biserică. Și ce vedeți voi în Biblia aia, vedeți la Biserica Pentecostală, da? Uitați-vă, citiți voi Biblia. Că dacă eu vă zic acum de Biserica Pentecostală, zici că vreau să vă atrag la religia mea. Citiți voi Biblia să vă lămuriți. Și eu sunt pocăit. Dumnezeu să te binecuvinteze dacă ești pocăit. Dar dacă nu ești, Dumnezeu să te ajute să te pocăiești. Dacă vrei să faci doar mișto sau să mă pui la încercare. Slăvi să fie Domnul Iisus. Amin. Denis, amin. Ești pocăit? Cu ajutorul Domnului, da, de la vârsta de 18 ani. Dumnezeu iartă păcatele de neștiință, dar Dumnezeu te iartă și de păcatele care le-ai făcut conștient dacă te căiești, te pocăiești și te lași de ele. Biblia spune, cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă de păcate. Aduți aminte de femeia prinsă în prea curvie. Ăștia au vrut să o omoare cu pietre. I-au zis, cine, învățătorul Moise ne-a poruncit ca astfel de femei sau de persoane să fie omorite. Tu ce zici? Hristos i-a zis, cine dintre voi e fără de păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Toți au fost mustrați în conștiința lor și au aruncat piatra jos și au plecat. Nimeni n-a aruncat cu piatra în femeie. Atunci Domnul a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Domnul Iisus nu i-a zis, femeie, mai rar, din când în când, nu așa des. Eu te înțeleg, ești om și poți greși. Nu, du-te și să nu mai păcătuiești, i-a zis Domnul Iisus, femei. Înțelegi, dragul meu? Pe cine așa stă poverii? Iar ce spune Biblia în Ioan, capitolul 3.
Biblia o știu și eu, nu cred în cărți. Omule, Biblia se contrazice. Cine a înviat din morți? Hristos. Dragule, dacă tu așa crezi că Biblia se contrazice, dacă tu așa crezi că nu trebuie citită, e alegerea ta. Într-o zi când vei muri, vei vedea dacă credința ta a fost bună sau rea. Înțelegi? Tu vrei să crezi în Dumnezeu fără Biblie, dar tu n-ai cum să cunoști așa de multe despre Dumnezeu în afara naturii, că vezi natura și zici, există un creator, ia uite cum a făcut munții, luna, stelele și așa mai departe. Dar Biblia spune multe lucruri de care trebuie să ne lăsăm și ne spune cum trebuie să fim ca să fim pe placul Domnului. Dacă vrei să citești Biblia, citești-o. Dacă nu vrei să citești Biblia, alegerea ta, dragul meu. Eu nu te oblig să o citești, dar eu te sfătuiesc să o citești, pentru că este cartea lui Dumnezeu. Dar dacă tu crezi că nu e, e alegerea ta. Ce pot să zic eu în dreptul tău? Nu te pot obliga să fac cum zic eu. Eu am spus, nu știu dacă ai fost aici de la început, sunt la pocăință de la vârsta de 18 ani și am 52 și în timpul ăsta am avut multe experiențe cu Dumnezeu. Nu numai din ce spune Biblia și din viața mea reală cu Tatăl meu ceresc, cu Dumnezeu cel atotputernic. Domnul mi-a arătat și răpirea bisericii și am avut în viziune revelația pe care am avut-o de la Dumnezeu că eram în viață. Acum, când a venit Domnul, l-am văzut și am strigat, iată, a venit Iisus! A venit însoțit de oaste cerească. Acum, așa am avut descoperirea și viziunea. S-ar putea ca Domnul Iisus să vină în timp ce eu sunt în viață și trăiesc. Pentru că așa am avut revelația. De vreo 3 sau 4 ori mi s-a arătat răpirea bisericii la cer. Și de atâtea ori se făcea în viziunea care le-am avut, în descoperire pe care le-am avut, că eu eram în viață, adică am văzut cele întâmplate, adică nu eram mort și am înviat. Acum că voi muri înainte de răpirea bisericii, asta nu știu, dar eu am visat că eram în viață și am strigat în gura mare, a venit Iisus. Și dintr-o dată oamenii se transformau și erau îmbrăcați în haine albe și către cer plecau. Am văzut cu ochii mei această viziune arătată de Dumnezeu. Și dacă Domnul Iisus vine în timpul vieții mele, după cum am avut revelația, asta înseamnă că ce este foarte, foarte aproape. Un frate mărturisea, unul care a avut o moarte clinică sau cum a avut-o și a fost la Domnul, și Domnul a trimis din nou pe pământ și a spus așa, du-te și spune fraților tăi, spune oamenilor că după plecarea ta de pe pământ va fi încă puțin de tot și răpirea și eu voi veni ca să-mi iau biserica. Și a zis fratele, Doamne, dar oamenii s-au obișnuit cu cuvântul acesta, încă puțin și Domnul vine. Și oamenii nu mă vor crede. Și spune că Domnul i-a spus atunci cu mai multă autoritate. Ți-am zis eu ție, dacă te vor crede sau nu te vor crede, tu du-te și spune-le că după plecarea ta de pe pământ, i-a zis fratelui acela, și el are în jur de 60 de ani, să zicem așa, după cum arată, va mai fi foarte puțin și Domnul va veni. Dragilor, s-ar putea ca Domnul Iisus să vină în timpul vieții mele și eu am 52 de ani. Ați înțeles? Pentru că, uite așa stăteam. Uite așa stăteam în viziunea pe care am avut-o. Eram la calculator, așa. Și dintr-o dată m-am uitat pe geam, că s-a auzit așa o bubuitură, cred că, și un nor mare de fum ca o ciupercă. Adică o fi fost o bombă atomică. În fine, s-a ridicat până sus și uitându-mă pe geam,
Am văzut în viziunea aceasta fumul mare și mă miram cât de mare era, ca o ciupercă. Și în timp ce mă uitam la fumul ăla, pe lângă fumul acela, am văzut pe Domnul Iisus îmbrăcat în haine albe, exact cum scrie în cartea Apocalipsa la capitolul 19, era îmbrăcat în haine albe cu cunună de aur pe cap, dar venea călare pe cal, exact cum spune în cartea Apocalipsa 21. Și după el era o mulțime de oaste cerească tot pe cai albi. Așa am văzut, așa zic, nu? Și când m-am uitat mai atent, așa, l-am văzut prin aer pe Iisus călare pe cal și după el oasta cerească și am început să strig în gura mare: iată a venit Iisus! Dacă o bucurie, o bucurie de nedescris că a venit ziua, când a venit Iisus, era prin aer. Și mi-aduc aminte că în viziunea mea am luat familia, am ieșit așa în pragul casei, după ce am plecat de la geam repede, și Domnul Iisus s-a oprit așa la câțiva metri în fața mea, cu calul, care era călare pe cal. Eu zic ce am văzut în viziunea mea, în descoperirea pe care mi-a arătat-o Domnul. Și s-a oprit și mă privea cu o bunătate și o blândețe. Și dintr-o dată, cum stă el așa, a făcut așa cu mâinile, așa a făcut. Așa a făcut din mâini. Și oamenii erau transformați, înviau morții sau ce se întâmpla, erau schimbați în haine albe și se înălțau spre cer. Și nu mai știu, a intrat cineva pe ușa aici și m-am trezit brusc. N-am mai continuat, că cineva a intrat în casă și m-am trezit brusc din viziunea care am avut-o. N-am văzut mai departe ce s-a mai întâmplat. Dar am înțeles că Domnul Iisus a venit în timp ce eu eram în viață. Acum, dacă va fi așa, vom vedea dacă eu sunt în viață sau voi muri înainte ca să vină ziua Domnului. Dar eu spun, eu am văzut, eram în viață. Și dacă vine Domnul în timp ce sunt eu în viață, înseamnă că venirea Lui e foarte aproape. De aceea, oameni buni, pocăiți-vă, că cât a fost, nu mai este. Adică 2000 de ani nu mai este, cum au trecut de când a plecat Domnul la cer. Așa că întorceți-vă la Dumnezeu până nu este prea târziu să aveți parte cu Hristos. Trăiți-vă viața liniștiți. O trăim, dar cu Hristos. Hristos e viața noastră. Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Înțelegi? Viața noastră, pocăiților, e Hristos Iisus. Noi l-avem în fiecare zi, în mintea și inima noastră, nu numai la Paște, la Crăciun. Hristos a înviat și pe noi uităm de El. Hristos a înviat în urmă cu 2000 de ani, dar acum nu mai moare. Nu învie de fiecare sărbătoare de Paște, pe mă moare iară. Când eram eu tânăr copil în România, mergea la biserica ortodoxă: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și am întrebat și o dată pe cineva: mă, cum? Hristos înviază de fiecare dată când e Paștere și pomă moare iară ca să învieze iar la Paște? Da, mă! Și eu așa am crezut, că înviază, pomă moare iară și la Paște următor iar înviază. Hristos a înviat. Dragilor, Hristos a înviat în urmă cu 2000 de ani și nu mai moare încă o dată, ai înțeles? Ia uite ce zice Biblia, fii atent. Să nu ziceți că zic de la mine. Ia, mă duc în Apocalipsa, capitolul 1, să vedeți ce spune Hristos. Ia să vedeți. Apocalipsa, capitolul 1. Să vedeți că cei care vă învață, vă învață greșit. Așa. Zice așa Ioan,